Amen.
Oh.
bine rege, dureaua de pe teleste, de rând să le destrece. Să aline talpa de corpul de pe drum. Și acum, cei 12 sfierni cu oarecum se întrebau, cum vor ședea la rugă? Sau cinci vor pune niște cadru cel de sună? O, iată cum se încurcă primitul curaie, când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îmi întreabă, în fiecare soare, mai vrea să-ți spună, Petre, ștergarul astea seară? Chiar eu, nu știu de mine, eu doar să nu mai bătrân. Dar tu ce mai tânăr? Eu stau în vestărul. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu, sunt cel de urmă din atomul întâlnit? Dar tu, ce ți doar punga? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat pe ei și eu l-am stăpâns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o undă de doială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu! Și în fiecare cuget, răsărțul a fost lucru. Atunci, lăsându-și trupul și haina într-un univer, s-a ridicat stăpânul cel pobre din cer și-a înfășurat ștergarul, s-a plecat ușor, să-și sfere ucenicii ca roba tuturor. Și așa cum o mântiță se apleacă lui atunci, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi, la jurul fără slavă, Iisus iar se înjucă, el împăratul vieții din nou e rog și slugă. Veniți de proșerii din urtea de ițelă, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți vă ce păcate, gândește-a mi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frații, veniți cu via, visările și somnul, luați cu drag și ștergați la tătura de drum. Și nu uitați, pe care, orice lucrează cu mine, dar cine a ștergat, acela e acum.
Oh,
coborând din cer la voi, pe un alt și